Mergem mai departe cu informații de ultimă oră despre vreme, doamnelor și domnilor. Doamna Romica Jurca este deja alături de mine. Înțeleg că vin temperaturi de primăvară după episodul de ger. Ce diferențe vom avea? Ce se întâmplă, doamna Jurca? Le tot așteptăm aceste temperaturi de primăvară, dar regimul termic de astăzi va fi chiar unul cu se poate de plăcut, exceptând totuși bună parte din Crișana, Maramureșul, nord-vestul, nordul Transilvaniei, unde cerul s-a acoperit cu nori din care nu vin precipitații, dar prin care nici nu prea pătrunde soarele, care să ajute la creșterea de temperatură. Și e posibil valori termice modeste să rămână în continuare în partea estică a Transilvaniei, prin centru sudul Moldovei, unde mai este ceață care va mai persista câteva ore. Majoritatea maximelor se vor încadra între 4 și 14 grade. Valori de și ușor peste 14 grade sunt de așteptat prin sudul Banatului și mai ales în partea sud-vestică a Olteniei. Dar valori termice astfel de valori ridicate vor fi în principal în zonele de deal din Muntenia, chiar și din bună parte din Moldova. Mâine temperatura va marca o scădere așa încât maximele vor fi cam de la 0-1 grad prin estul Transilvaniei până la cel mult 90 grade în Oltenia, sud-vestul Munteniei. Sâmbătă dimineață, valori preponderent negative, mai coborâte decât cele de la noapte și la limita de ger în estul, sud-estul Transilvaniei. După aceea, temperatura va fi în creștere și primele zile ale săptămânii viitoare vor fi cu cel puțin 16-17 grade. Precipitațiile vor fi puține, mă scuzați, slabe cantitativ în interiorul arcului carpatic, pe lângă ninsori și Lapoviță și ploaie, favorizând producerea de polei. Mulțumesc pentru informații, doamnă.